Administrația locală de la Petroșani va realiza anul viitor o economie la buget de 200.000 de lei. Asta după ce au încheiat un contract pentru furnizarea energiei electrice cu o societate care oferă megawattul oră la un preț de 172 de lei. Tranzacția a fost realizată prin Bursa Română de Mărfuri. Primăria municipiului Petroșani, mă rog, respectiv SPADPP, a făcut o procedură pentru achiziționarea unui necesar de 2108 MW/h pe bursă. Noi ne-am înscris la Bursa Română de Mărfuri, am avut licitația electronică pe data de 18 pentru a cumpăra energie electrică în perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2014. În urma procedurii de licitație s-a semnat, mă rog, contactul cu noul furnizor de energie pentru noi. Au fost prezente la licitație 8 firme, iar licitația a fost câștigată, mă rog, de una dintre firme la prețul de 172 de lei pe megawatt oră. Până acum, prețul pe care îl plăteam pe megawatt la Enel era de 2 milioane jumătate, deci 250 de lei noi, iar licitația a fost adjudecată pentru un preț de 172 de lei pe megawatt oră. Asta înseamnă o reducere de 31,2% la prețul megawattului, iar pe total un an vom face o economie de 2 miliarde de lei vechi la plata facturii pentru energia electrică consumată de noi. Economia rezultată prin această metodă este de 31,2%. Municipalitatea de la Petroșani caută soluții și pentru achiziționarea de gaz metan prin aceeași modalitate.